Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Al lui Dumnezeu, care singur este înțelept, să fie slava prin Hristos Iisus în vecii vecilor. Amin. Vom vorbi despre vise. De visat, cred că toți ați visat. Vorbind despre problema aceasta, spunem din capul locului, nu avem pretenția să consumăm un tratat despre vise, să abordăm toate aspectele. Doar vom face anumite precizări în lumina care o avem pe baza Sfintelor Scripturi și cred că problema aceasta va prinde o oarecare contur sau cel puțin ne vom reaminti anumite lucruri care le-am mai parcurs fiecare în dreptul lui de-a lungul vieții de credință referitor la problema aceasta. Ce sunt de fapt visele? O trăire, gânduri, imagini, fapte care se produc pe perioada somnului la nivelul minții, involuntar, instantaneu. De altfel, oamenii nu mor când dorm. Este un fel de trăire a celor care dorm. Din punct de vedere biblic, visele au o anumită explicație și fără a apela la interpretări magice, sunt în lumea aceasta anumite cărți de interpretare a visurilor, vrem să privim la ele așa cum privește Scriptura, pentru că nu sunt o problemă total lipsită de interes. Să privim mai întâi la o prezentare biblică, le vom clasifica într-o prim gând, din punct de vedere al sursei lor. Deschideți la Cartea Eclesiastul, capitolul 5. Majoritatea viselor au un caracter uman. După cum toată ziua mintea noastră developează și gândul nostru aleargă într-o parte și într-alta, putând parcurge cele mai diferite teme și cele mai vaste domenii, scrie în capitolul 5, versetul 3, căci dacă visurile se nasc, majoritatea lor, din mulțimea grijurilor. Versetul 7, căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. Vorbele sunt o emanație a gândirii pe timpul zilei. De regulă, oamenii vorbesc ce gândesc, iar visele sunt o emanație tot a gândirii și a stării noastre interioare pe timpul nopții. Deschideți și la Isaia 29. Majoritatea viselor au de-a face cu preocupările noastre de zi cu zi și cu gândirea noastră. 29, versetul 8. După cum cel plământ visează că mănâncă. Acesta e domeniul cel mai acut pentru el. Și asta visează. Și se trezește, evident, cu stomacul gol. Și după cum cel însetat visează că bea. Și am spune, cel care este la școală visează că dă examen. Cel care este în armată visează că știu ce instrucție are. Și la fel în multe și multe alte domenii ale vieții noastre. În Ieremia 29 scrie de asemenea că nu numai omul își autoprovoacă vise. Visele pot să fie provocate și de ceilalți din jurul nostru, noi lor și ei nouă. 29:8, partea a doua versetului, n-ascultați nici de visătorii voștri, ale căror visuri voi le pricinuiți. Eu nu știu exact cum le pricinuiau. Că le dădeau teme de meditație și în urmă ei visau, sau că visau așa, în sensul că îi provoca să spună că asta au visat, nu știu exact. Dar marea parte a viselor cu caracter uman au de-a face cu evoluția vieții noastre. Este o reprezentare, uneori identică, alteori interpretativă, a stărilor care le trăim noi. Ba, dacă mai adăugăm și din Iuda 1:8, am putea spune că oamenii, unii chiar trăiesc așa într-o stare de visare. Un poet chinez spunea, așa ducând la extremă ideea aceasta, astă noapte m-am visat că eram fluture și acum sunt om, sau eu de fapt sunt fluture și acum visez că sunt om? Făcând o legătură între stările gândirii de zi și cele de noapte, Iuda 1:8, totuși oamenii aceștia târâți de visările lor. Repet din nou, nu știu exact la ce visări se referă aici. Dar după cum ziua influențează noaptea în vise, de asemenea noaptea influențează ziua în trăiri. Și este o legătură între o problemă și cealaltă. Pe lângă visele cu caracter uman, de care au toți parte și care e bine să nu ne frământe așa mult, toți oamenii visează, și dacă am visat că am mâncat, trebuie să mâncăm, nu că am visat, și că este normal să fie așa. Și multe alte vise își au derularea lor. Eu am luat o parte simplă, normală a vieții.
Dar oamenii pot să viseze și legat de alte pofte mai nesăbuite. Doar legat de pofta de mâncare, care se repercutează asupra unor stări în vis. Biblia dă o importanță viselor care curg din altă sursă, și anume din cea divină. În Ieremia 23, Dumnezeu îndeamnă prin proroc să facă distincție oamenii între un vis și un cuvânt care vine de la Domnul. 23 cu versetul 25. Am auzit ce spun prorocii care prorocesc minciuni în numele meu zicând: am visat un vis. Până când vor proroci aceștia să prorocească minciuni și să prorocească înșelătoriile inimilor? Versetul 28. Prorocul care a avut un vis să istorisească visul acesta și cine a auzit cuvântul meu să spună întocmai cuvântul meu. Pentru ce să amesteci paiele cu grâul, zice Domnul? Și versetul 32. Iată ce Domnul am necas pe cei ce prorocesc visuri neadevărate, care le istorisesc și rătăcesc pe poporul meu cu minciunile și cu îndrăzneala lor. Deci, nu neapărat orice vis este de la Dumnezeu. Un proroc ar trebui să aibă linia aceasta de demarcație, să poată face separare între un vis de la Domnul și un vis banal, specific vieții. În privința visurilor de la Dumnezeu, cred că distingem vise cu caracter profetic și vise cu caracter general pentru orice om. Deschidem la Deuteronom 13, 1. Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise, care îți va vesti un semn sau o minune, și se va împlini semnul sau minunea aceea despre care ți-a vorbit, să n-asculți cuvintele acelui proroc sau visător de vise. Ba încă spune versetul 5, prorocul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea. Deci, după cum sunt prorocii false, după cum sunt, spune în Ieremia 14, vedenii false, la fel sunt și vise false care pot să inducă în eroare, chiar dacă ele se adeveresc. În numărul 12 avem un cuvânt spus chiar de Dumnezeu însuși, cu ocazia acelui conflict dintre Maria, Aron și Moise. Numărul 12 cu 6. Și a zis: ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Deci este o formă de manifestare pentru proroci. Dumnezeu a vorbit încă din Cartea Genesei, de la Avram, și apoi a vorbit lui Iacov și așa mai departe, și vorbește și astăzi prin vise cu mesaj profetic. Și în mod special, vom aminti mai târziu, Daniel este unul care a avut astfel de vise și vedenii de noapte cu caracter profetic pentru viitor. Aceasta este specifică celor care sunt proroci. Este una din căile de manifestare a prorocii, alături de vedenii, alături de un cuvânt spus direct auzibil din partea Domnului, chiar dacă nu vede nimic. Dar tot aici avem vise cu caracter general, Iov capitolul 33, adică acele în care Dumnezeu vorbește oamenilor, și asta nu îi califică pe acei oameni neapărat proroci. Dumnezeu găsim în Scriptură că a vorbit și celor nepocăiți prin vise. Își rezervă dreptul și oferă oamenilor harul acesta de a le vorbi în timpul nopții. Uneori oamenii sunt mai disponibili când dorm decât ziua. Mi-amintesc nu de mult de un mesaj spus de Domnul pentru un frate, astfel: fiindcă nu ai timp, te voi pune să stai fără să mai ai posibilitatea să faci nimic. Probabil se va îmbolnăvi sau nu știu ce se va întâmpla, ca să poată Dumnezeu vorbi cu el. Iov 33, de la versetul 14. Dumnezeu vorbește însă, când într-un fel, când într-altul. Dar omul nu ia seama. El vorbește prin visuri. Evident, nu acesta e primul mod, dar și prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt confundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor. Atunci le dă înștiințări și le întipărește învățăturile lui. Deci aici nu e vorba de
lucruri profetice. Aici e vorba de învățături pentru viața noastră, pentru trăire, pentru învățătura noastră, ca să abată pe om de la rău. Deci o formă de educație o manifestă Dumnezeu prin vise. Să-l ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile săbiei. Deci Dumnezeu poate să înștiințeze ori pe plan spiritual, să nu cădem în mândrie, ori chiar în plan fizic să ne păzească de anumite accidente, punându-ne în gardă. Și prin durere este mostrat omul în culcușul lui. Uneori visele ne supun unor traume sufletești, când o luptă necurmată îi frământă oasele. Și apoi, în al treilea rând, există visuri din partea diavolului. El, ca și spirit, are uneori acces să ne deranjeze, după cum are dreptul și ziua, are dreptul și noaptea. Și vom citi pentru asta tot în Iov, capitolul 7. Eu personal cred că aici este opera diavolului. El acționa în ispitirea lui Iov, 7:13. Când zic, patul mă va ușura, adică mă culc și voi fi liniștit. Culcușul va alina durerile. Atunci mă înspăimânți prin visuri și mă îngrozești prin vedenii. Cred că avea anumite coșmaruri și anumite tulburări și ispitiri chiar pe timpul nopții. De asemenea, cred că aceste vise din partea diavolului nu sunt doar cele prin care tulbură pe cineva și îl face să viseze urât și să aibă probleme psihice. Sunt și acele în care îi vizează pe prorocii mincinoși și le dă niște visuri rele. Și Biblia spune în Zaharia, capitolul 10, versetul 2, că prorocii prorocesc minciuni și visătorii de asemenea. Deci după cum și Dumnezeu are visuri cu caracter profetic, care privesc viitorul, și de asemenea visuri cu caracter general pentru viața noastră de zi cu zi, ne vorbește noaptea asta și mâine se împlinește, ceva care ne privește doar pe noi în viața cotidiană, la fel și diavolul îmbracă ambele aspecte. Și să ne înducă în eroare cu ceva prorocii false sau visuri mincinoase și de asemenea să tulbure viața noastră de zi cu zi. Cu alte cuvinte, problema visurilor seamănă cu cea a cuvintelor și a înțelepciunii. Înțelepciunea aceea care vine de sus mai este o înțelepciune naturală dată de Dumnezeu omului, cum de altfel într-o anumită proporție dată și celorlalte viețuitoare, și apoi este acea înțelepciune demonică, când peste înțelepciunea noastră nativă se infiltrează vreun duh străin tulburându-ne. Cam aceste trei aspecte le îmbracă și problema visurilor, o situație echivalentă cu cea de peste zi. Trecem la un alt punct, interpretarea viselor. În Geneza 41, acolo unde Faraon a visat și Iosif prin darul Dumnezeu a tâlmăcit, putem vorbi despre simboluri convenționale generale, adică cele care nu se schimbă, care rămân aceleași. După cum să zic, sunt domeniul circulației. La fel stă în țara asta, te duci în altă țară, acel semn, aceeași problemă o reprezintă. În 41 cu versetul 32, Iosif zice, cât privește faptul că faraon a visat visul de două ori, înseamnă că lucrul este hotărât. Deci o dublare a cele două mărturii. Cazul acesta putem socoti și în dreptul lui Belșațar, când a scris mâna pe perete, numărat de două ori. Când în Vechiul Testament se cereau două mărturii, când Domnul pronunță Evanghelie, adevărat, adevărat vă spun. Dacă se repetă un vis, evident dacă este de la Domnul, în mod special de acestea ne ocupăm, diavolul poate să ne spună de 100 de ori, că tot nu credem, dar este un semn că așa va fi. Și sunt anumite lucruri generale în Biblie care le poate interpreta oricine are cunoștințe din Scriptură. Însă, în interpretarea viselor, sunt aspecte tainice, speciale, care nu potrivesc de la un vis la altul. Orice vis are codul lui și pe asta le păstrează Dumnezeu sub stăpânirea sa și le descoperă celor care le dă darul de interpretare a viselor. De aceea, o carte de interpretare generală a viselor cade. Dumnezeu modifică situația și interpretarea de la un caz la altul. Să amintim aici ce spune în Daniel 1:17. În urma credincioșiei sale înaintea Domnului, Dumnezeu a dat la toți patru acei tineri din Babilon anumite înzestrări, dar a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. Dar faptul că era priceput în toate visele, asta n-a însemnat că din oficiu a știut să tâlmăcească visele celelalte sau că le știa. Scrie apoi în capitolul 2 că s-a rugat ca să cunoască visul și să-i dea interpretare. În Noul Testament, pentru perioada asta nou testamentală, când scrie că visurile sunt în legătură cu lucrarea Duhului Sfânt. Știți acel mesaj din cartea lui Ioel cu privire la vremea târzie? Bătrânii vor visa visuri și asta prin Duhul. Ori dacă este prin Duhul, cred că este valabilă situația dintre limbi și tâlmăcirea limbilor la vise. În primul rând,
ar trebui să se roage să le poată interpreta cei care le au. Iar dacă nu, altcineva. 1 Corinteni 14 scrie, referitor la vorbirea în limbi, cine vorbește, versetul 13, să se roage, să aibă și darul să o tâlmăcească. Iar dacă el nu are darul, atunci în biserică, să se roage când cineva tâlmăcește. Cred că un vis se poate încadra în această idee. Dacă ți-a dat Dumnezeu un vis care crezi că este de la Duhul Sfânt, roagă-te să ai și darul să-l tâlmăcești. Că dacă nu, este pentru noi o vorbire în altă limbă. Iar dacă nu ai primit tu tâlmăcirea, atunci el nu trebuie să fie spus decât atunci când este tâlmăcirea, dacă vrem să fie zidire. Dacă nu rămâne pentru noi, cum spunea cineva, este ca și cum ți-aș da o nucă, un sâmbure mare, dar tu nu ai cuțitul să o desfaci. Te uiți la ea, ce-o fi înăuntru, Dumnezeu știe. Ba, oamenii pot să-i mai dea și o interpretare eronată, dacă n-au lumina de la Dumnezeu să știe ce înseamnă. Hai să amintim acum altceva despre rolul viselor. În primul rând, este important să reținem visul. În Daniel, capitolul 2, împăratul Nebucadnețar a visat, dar a uitat ce a visat. Un vis care nu-l ții minte, s-a dus. Nu are nicio valoare. Dacă s-a șters, e ca și cum ar fi fost cândva în memoria unui calculator, dar nu mai găsești nicăieri. 2:5. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis haldeilor, mi-a scăpat din minte lucrul acela. Cum se face că uneori le scăpăm și alteori bine ar fi scăpate altele și alea nu curg? Este și aici un aspect. Cu ce are de-a face, vă las să socotiți dumneavoastră. Bine ar fi visele care vin de sus să nu ne scape din minte, că doar Dumnezeu nu ne le dă doar pentru noapte, să rămână și pe dimineață. Dar nu este important numai să le ținem minte dimineața. E important să-l ținem minte și atunci când se va împlini, că degeaba l-am ținut minte dimineața și pe când să se împlinească, mai cu seamă dacă a fost o avertizare, l-am uitat. Cineva spunea despre prorocie care a avut o sesizare, a ținut-o minte o vreme, a uitat-o, s-a împlinit în mod negativ și într-un târziu și-a adus din nou aminte. Ce folos? Se dusese. Să reții. Și este un caz în Biblie când unul și-a amintit la timp de vise. În Geneze 42:9 scrie că frații lui Iosif s-au dus în Egipt și când s-au aruncat toți cu fața la pământ, Iosif și-a adus aminte. Ei nu cred că și-au adus aminte. Nu crezuseră ei visul la vreme. Iosif și-a amintit. Și ce frumoasă cred că a fost, nu vederea fraților să-i închinați, ci împlinirea mesajului pentru care a suferit ani de zile. Să reții dimineața și când se împlinește. Sunt două momente forte. Dacă reții sau nu reții, oricum visele au un efect asupra omului. Nu te lasă rece întotdeauna. Vă spuneam cândva despre un păstor din Anglia care dimineața s-a sculat crispat, necăjit, nu vroia să mănânce și l-a întrebat soția ce-i cu tine și a încercat să evite. Și în final le-a spus că a avut un vis groaznic cu judecata și spunându-i visul a decedat. Dar eu vreau să vă amintesc lucruri din Scriptură, Geneza 40. Un vis poate să te supună la o stare de curiozitate până la una de suferință. Acei doi colegi de temniță a lui Iosif, scrie de la versetul 6, Iosif când a venit dimineața la ei, s-a uitat la ei și i-a văzut triști. Atunci a întrebat pe dregătorul lui Faraon care erau cu el în temnița stăpânului său și le-a zis, pentru ce aveți o față așa de posomorâtă azi? Ei au răspuns, am visat un vis. Și cum, visul te posomorăște? Da, e în stare un vis să îți ia albul de pe față și seninătatea. Și durerea lor era nu doar că l-au visat sau că nu l-ar ține minte, îl țineau minte. Și nu este nimeni care să-l tâlmăcească. Asta mărea durerea lor vis-a-vis de vis. Apoi în 41:8, întoarcem o foaie, dimineața, Faraon s-a turburat și a convocat toată suita în domeniu. Pe toți magii și pe toți înțeleptul le-a istorisit visele, dar nimeni n-a putut să le tâlmăcească lui Faraon. Mi-l imaginez ce preocupat era. Poate numai dacă ar mai fi fost invadat Egiptul, ar mai fost atât de stresat. Și un ultim exemplu, Matei 27, este în legătură cu evenimentele finale în timpul vieții pământești a Domnului Iisus, 27:19. Pe când sta Pilat pe scaun la judecată, nevastă s-a trimis să-i spună, să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, deci e vorba de Iisus, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Visele sunt o trăire, chiar dacă în subconștient, dar te marchează, nu sunt în afara ta. Amintiți-vă și pe Daniel, vedeniile care le primea, vise sau ce avea el acolo, l-au făcut uneori câteva zile,
Să nu mai fie bun de muncă. L-au frământat. Te frământă și te marchează atât visele de la Dumnezeu în sens pozitiv, că te concentrează, te cuplează, te termină uneori visele demonice. Unii pot să aibă chiar suferințe fizice pe seama unor vise, iar cele umane uneori doar așa ne obosesc sau ne tulbură sau ne ispitesc. Ce-o fi cu acesta? Are vreo legătură? Nu are? L-am uitat? Cum este continuarea? Depinde de sursă, de natura visului, starea lor, provocarea asupra noastră. Și un ultim aspect, înainte de a trece la exemple, ce atitudine să luăm noi față de vise? După ce le-am întors puțin de pe o parte pe alta, unde le punem? Cred că cele mai importante vise sunt cele profetice și de astea trebuie avut grijă. Amintiți-vă de un Iacov care în Geneza 28, mergând singur pe câmp, a avut un vis deosebit, vis care l-a marcat, vis care l-a reținut și pe care l-a povestit mai apoi urmașilor săi, fapt de unde apare subscrierea lui Moise în Cartea Genesei. 28:12. Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau, se pogorau pe scara aceea și dumneavoastră cunoașteți visul, dar cel mai important moment din vis era că Domnul stătea deasupra ei și zicea și i-a transmis un mesaj atât de puternic și atât de vast, care cuprindea generații la rând și milenii chiar. Știți cu ce stare s-a trezit Iosif din vis? Înfricoșat. Dumnezeu este în locul acesta. Cred că, în mod normal, aceste vise profetice sunt primite de cei care sunt, repet, profeția lui Dumnezeu. Și ei știu să distingă mesajele care vin de sus. Acestea sunt foarte importante. Daniel le-a dat o așa importanță încât le-a scris pe cele de căpetenie în cartea sa. Rețineți, a scris, spune Daniel 7:1, lucrurile de căpetenie. Dacă scriem tot ce visăm noaptea, ne trebuie o zi, poate. A scris lucrurile de căpetenii, lucrurile de căpătâi, ceea ce este semnificativ, ceea ce este important. Iar cât privesc visele pentru viața noastră, în Matei capitolul 1, vă rog să deschideți, sunt și ele importante, dar este un domeniu sensibil, asemănător cu cel al călăuzirii Duhului Sfânt pentru noi. Un om neprihănit ca Iosif, așa este descris el în versetul 19, Iosif era un om neprihănit, iar în versetul următor scrie că Dumnezeu i-a vorbit în vis. Și în același capitol, întoarceți pagina, versetul 13 din capitolul 2, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și zice: du-te în Egipt. Apoi, versetul 19, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt, vino înapoi. Și de asemenea, tot pe aceeași pagină, în versetul 12, și magii au fost înștiințați în vis de Dumnezeu să urmeze alt traseu, neîntorcându-se pe la Irod. Vise de care trebuie ținut cont. Dar aceasta cred că nu se poate decât la o anumită stabilitate și sensibilitate spirituală. Că dacă ar fi să faci după toate visele, și acum revenim la ce am spus, visele au o puternică legătură cu ceea ce este ziua. Dacă ziua trăiești sub o călăuzire și o sfințire al Dumnezeu, noaptea te poți aștepta. Îmi spunea un frate mai anii trecuți, și de regulă spre sfârșitul săptămânii era un proroc, Dumnezeu îmi spunea unde trebuie să mă duc în duminica respectivă și care este mesajul. Dar, adăuga el, preocupările vieții de după aceea mi-au suspendat visele și nu le mai am. De aceea este o clară legătură între una și alta. O trăire cu Domnul poate să ofere și noaptea o călăuzire în vise din partea Domnului. Ne întoarcem la Iacov, în Cartea Genesei, la care apare un vis, apar mai multe. Iosif a fost înștiințat de mai multe ori în vis, Iacov aici înștiințat de mai multe ori în vis, și acum întâlnim la Iacov o problemă pământească. Nu neapărat ceva cu caracter profetic. Îmi vine în minte acum un vis a unui frate, stătea undeva la oraș, mașina era parcată în fața blocului și a visat că hoții i-au luat-o și când s-a sculat dimineața, s-a uitat pe geam, mașina nu mai era acolo. A fost luată. Îmi spunea un alt frate din Milano, a venit în țară să se căsătorească, mai avea un timp foarte scurt, o mașină foarte scumpă. Și a intrat undeva în zona media, Sibiu, la niște rudenii, a lăsat mașina lângă bloc, a intrat în casă și până să-și rezolve ceilalți problemele, s-a pus să odihnească venind obosit de pe drum și a visat că a intrat în cameră cineva și i-a spus: dacă ți-ar fi luat mașina, ai fi în stare să accepți? Și în timp ce el parcurgea visul și era o anumită etapă a lui, unchiul lui și-a luat inima în dinți să-l trezească să-i spună unde ai parcat mașina. Și zicea el: visul mi-a făcut ca o treaptă să pot să mă dau jos din ea. Și când m-am trezit cuplat de vis, am zis: dacă s-a dus, dusul să fie. O legătură foarte strânsă. În Geneza 31, cu versetul 10, scrie că în timp ce Iacov era păstor,
Eu parafrazez puțin, el și-a ridicat ochii și a văzut în vis cum îi se vor înmulți animalele. Posibil, Iacob să fi ținut cont de visul acesta și și-a împărțit turmele ca atare. Deci Dumnezeu dă înștiințări prin vise cum să acționezi tu în problemele pământești. Dapoi, rămânând acolo cu Scriptura, pagina din dreapta, versul 24, Dumnezeu dă vise și la cei de afară. Măcar că Laban nu neapărat era un om care nu cunoștea deloc pe Dumnezeu. Dar în momentul acela nu era într-o pasă bună. Dar Dumnezeu s-a arătat noaptea în visul lui Laban, arameul, și a zis: ferește-te să spui o vorbărea lui Iacov. Și l-a făcut să fie cu minte. Nu știu exact ce pățea de spunea vreo vorbă. Apoi în Judecător, capitolul 7, găsim un vis la doi madianiți. 7:13. Gedeon a sosit și iată că un om istorisea tovarășului său un vis. Știți visul? O turtă de ors s-a rostogolit în tabra lui Madian. Tovarășul lui a interpretat în versetul 14 și a zis: aceasta nu este altceva decât sabia lui Gedeon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel, Dumnezeu a dat în mâinile lui pe Madian și toată tabra. Acum, în mod sigur, visul n-a fost pentru ei. Visul a fost pentru Gedeon. Dar rezultă că, în mod special, în legăturile care le au cu noi, Dumnezeu dă vise și celor de afară să ne întărească tot pe noi prin ele sau să-i pună pe ei în gardă, să ne lase nouă libertatea să acționăm. Vedeți? Dumnezeu lucrează prin vise și direct și indirect, dar parcă toate, cum zice Pavel în Corinteni, se petrec în folosul nostru, ca harul mare căpătat prin mulți să ne dea nouă imbold și pași sigur spre împărăția lui Dumnezeu. Isaia 47 acum, mai visează cei de afară, dar nu le visează ei pe toate. Câte se întâmplă. Și scrie în 47:7 despre fica Babilonului: tu ziceai, în veci voi fi împărăteasă. Și nu te-ai gândit, nici n-ai visat. Că dacă se gândea, poate că gândurile puteau să provoace visul. Deci nici ziua nu s-a gândit, nici noaptea n-a visat. Nu tot ce li se întâmplă celor de afară visează. Că nu le bagă Dumnezeu preaviz și înștiințare de plată întotdeauna. Uneori îi taxează pe direct, că doar s-a făcut înștiințarea în mod general la început. Aici facem o mențiune, oamenii spun că anumite lucruri care le trăim ni se par nouă cunoscute și unii cred că acestea provin dintr-o reîncarnare anterioară. În mod sigur nu este așa, dar există posibilitatea anumite vise să le aibă oamenii, să le uite, iar în momentul în care le trăiesc să-și amintească de ele chiar dacă nu și-au amintit în dimineața de după noaptea visării. Și aici este un verset care, dacă îl interpretăm așa puțin mai lejer, ne dă dreptul să gândim așa. Psalmul 126:1. Deci este o interpretare mai lejeră punctul acesta. Când a adus Domnul înapoi pe prinșii de război ai Sionului, parcă visam. Cum s-ar putea interpreta și în sensul că ni se părea că nu e realitate. După ani de robie să venim înapoi. Dar de asemenea, folosind expresia în sine, chiar dacă nu-i prima interpretare în mod contextual, când trăim anumite lucruri, parcă visăm, parcă le-am mai trăit cândva. N-au fost sigur într-o reîncarnare anterioară, ci posibil să fi fost într-un vis oarecare cândva. Dar asta nu este, repet, neapărat și obligatoriu. Și în ultim gând, față de visurile demonice și față de cele de toate zilele, mai cu seamă care nu sunt bune, nu trebuie nici să le ascultăm, ci să fim indiferenți față de ele. Nu trebuie să-l băgăm pe diavolul în seamă. În Ieremia 29:8 scrie: n-ascultați nici de visătorii voștri. Nu trebuie toate ascultate, nici reținute, nici să-și pună amprenta asupra noastră. Și acum un text dificil din Iov, care eu vreau să cred că are o interpretare negativă, nu una pozitivă, Iov 4. Și cred aceasta pentru că face parte din cuvântarea lui Elifaz și mă apare odată tot în cuvântarea prietenului Iov, deci cuvintele nu-i aparțin lui Iov. Ori Dumnezeu în final a spus că aceștia trei n-au vorbit așa de drept, dar ținând cont și de faptul că erau sub acea presiune a diavolului, că doar nu credem că numai pe Iov îl ispitea diavolul, nu i-a ispitit și pe cei trei ca să-l provoace pe el. 4:12. Un cuvânt s-a furișat până la mine și urechea mea a prins sunetele ușoare în clipa când vedenile de noapte frământă gândul. Când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, m-a apucat groaza și spaima și toate oasele mi-au tremurat. Un duh a trecut pe lângă mine și eu nu cred că a fost un duh bun. Tot părul mi s-a zbârlit ca arici, un chip cu un înfățișare necunoscut era înaintea ochilor mei și am auzit un glas care șoptea încetişor: fii va omul fără vină înaintea lui Dumnezeu. Dar nu asta era ideea diavolului în bătălia lui Iov. Fii va el curat înaintea celui ce l-a făcut. Dacă n-are încredere Dumnezeu nici slujitorii săi. Dacă găsește el greșeli chiar și la îngerii lui. Biblia nu spune că Dumnezeu găsește greșeli la îngeri. Eu știu că nu sunt într-un mod desăvârșit ca Dumnezeu, dar nu spune că ei fac greșeli. Cu cât mai mult la cei ce locuiesc în case de lut. Despre visele astea rețineți versetul 20, partea a doua.
pierd pentru totdeauna și nimeni nu ține seama la ele. Treceți-o asta în dreptul viselor, lăsați-le să piară pentru totdeauna și nu țineți seama la ele. Că dacă ții cont de ele, pot să devină pentru tine o spaimă, o autosugestie și de ce să ne dea nouă diavolul teme de gândit? Chiar dacă are dreptul să predea el niște ore, nu țin cu orele visele. Dar asta nu înseamnă că trebuie să facem noi notițe după cursurile lui. Și acum ne oprim la două tipuri de exemple, Geneza 37, acele vise cu caracter profetic, 37 cu 5. Știți, Iosif a visat două. Și de la versetul 7 le spune: noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stătut în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Rețineți un vis foarte pe înțeles. Adevăratele vise și cele cu caracter profetic, mai cu seamă, nu sunt vise la care, așa ca și câte o carte veche, că lipsești două capitole la început și ruptă și de la urmă și mai lipsești niște foi pe la mijloc și că am visat, ce mai poți să culegi de acolo? Un vis foarte compact, foarte matematic. Și m-am gândit ce vis la subiect, cum s-a împlinit visul. Exact în domeniul pâinii, a snopilor au ajuns ceilalți să se închine. Și snopul de pâine al lui Iosif a rămas în picioare și snopilor s-au culcat la pământ că nu mai aveau nimic în ei, erau paie de fapt, sau nu mai crescuseră nici acelea. Adică, din punct de vedere economic, aveau ei să se închine prima dată. Și așa a fost mai târziu, după ani de foamete. Al doilea vis, versetul 9, el a zis: am mai visat un vis, soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. Cred că poate să aibă și înțelesul de conducere, că soarele și luna au fost lăsate într-un fel să guverneze, adică să împartă timpul, și de asemenea aspect de iluminare. Iosif a ajuns conducătorul lor și din punct de vedere pământesc, că acestea sunt pentru pământ, în mod special soarele și luna, și de asemenea din punct de vedere al înțelepciunii care a primit-o din partea Domnului. Și ei în cartea Genezei, într-adevăr, la două vise s-au închinat de două ori, cel puțin scrise în Biblie, în Geneza 42 și în Geneza 50. Din nou, i s-au închinat lui Iosif. La prima închinare pentru pâine, la a doua recunoscându-i autoritatea și Iosif declarând acea bunătate practică de care a avut și a dat dovadă față de ei. În capitolul 40, de la versetul 9, mai marele paharnicilor este resit lui Iosif visul și a zis: în visul meu se făcea că înaintea mea era o viță. Vița aceasta avea trei mlădițe. Când a început să dea lăstar și s-a deschis floarea și ciorchinii au făcut struguri copți, paharul lui Faraon era în mâna mea, eu am luat struguri, i-am stors în paharul lui Faraon și am pus paharul în mâna lui Faraon. Iosif a zis: iată tălmăcirea visului. Și acum, reamintiți-vă, orice vis are taina lui. Și cele trei mlădițe sunt trei zile. De ce nu puteau să fie și trei săptămâni? Ca și timp, dar putea să fie altceva. O altă reprezentare. Dar ea este pe înțeles, dar fiecare vis cu tâlmăcirea lui. Și ce frumos a fost conturat, zici că Dumnezeu e foarte artist la vise. Niște imagini foarte superbe. Cele trei mlădițe sunt trei zile. Când a început să dea lăstari, adică din nou avea să fie reluată problema lui, s-a deschis floarea, am spune noi că a fost deschis chiar dosarul lui. Asta nu este o interpretare absolută. Ciorchinii au făcut struguri copți, adică problema avea să primească un deznodământ. Cum zice în Apocalipsa 6, că secerișul îi copt și se aruncă secera în el. Și apoi poziția de a fi din nou înaintea lui Faraon. La celălalt, spune de la versetul 16, partea a doua, iată și în visul meu se făcea că port trei coșuri cu pâine albă pe capul meu. Aici nu i-am mai zis trei pâini, trei coșuri. În coșurile deasupra erau tot felul de bucate pentru Faraon, prăjituri coapte în cuptor. În proverbe spune că cuvintele clevetitorului sunt prăjituri. Astea nu au un înțeles favorabil. Versetul 17: și păsările mâncau din coșul care era deasupra de tot pe capul meu. Și asta am citit undeva, că dacă păsările își permise să apropie de un om și să mănânce din capul lui, înseamnă că nu mai mișcă. Că altfel de un om viu nu se apropie. Oricum, Iosif a primit interpretarea din partea Domnului, doar un gând și din capitolul 41, de la versetul 17. Faraon a început să istorisească atunci lui Iosif. În visul meu se făcea că stăteam pe malul râului și deodată șapte vaci grase la trup și frumoase la chip s-au suit din râu și au început să pască prin mlaștini. După ele s-au suit alte șapte vaci slabe, foarte urâte la chip și sfrijite. N-am mai văzut altele așa de urâte în toată țara Egiptului. Vacile cele sfrijite și slabe au mâncat pe cele șapte vaci din tâi care erau grase, le-au înghițit, fără să se poată cunoaște că intraseră în pântecele lor, bancă în fățișarele lor, era tot așa de urâtă ca mai înainte și m-am deșteptat. Adică acea foamete avea să distrugă în mare parte șeptelul
de bovine egiptean, iar cealaltă parte a visului cu acele șapte spice sfrijite, versetul 27, și urâte care se suiau după cele din tâi, înseamnă 7 ani, și cele 7 spice goale arse de vântul de răsărit vor fi 7 ani de foamete. Aici 7 spice au fost 7 ani și dincolo 3 coșuri de pâine de abia 3 zile. Fiecare are înțelesul lui, adică cu referire la hrană pentru țara Egiptului. Doar o scurtă incursiune și în cartea prorocului Daniel. Vedeți, în țara Egiptului și în Babilon, haldeii și visătorii aveau un loc de frunte și Dumnezeu chiar acolo a dat poate cei mai puternici oameni menționați în Scriptură dotați pe linia aceasta. În capitolul 2, versetul 11, ce cere împăratul este greu. Nu este nimeni care să poată spune lucrul acesta împăratului afară de zei, a căror locuință nu este printre muritori. Bine că au recunoscut și haldeii realitatea aceasta. Aici Dumnezeu i-a dăruit din nou, înseamnă că a avut originalul, și lui Daniel o reluare a visului Nebucadnețar. Și întoarceți pagina finalului versetul 45. Visul este adevărat și tâlcuirea este temeinică. Cunoașteți interpretarea, dacă nu rămâne teme de acasă pentru copii sau pentru cei care sunt proaspeți la credință și nu o știu. Apoi în capitolul 4, de la versetul 5, am visat un vis care m-a înspăimântat. Gândurile de care eram urmărit în patul meu și vedenile Duhului meu mă umpleau de groază. Versul 8, la urmă de tot s-a înfățișat înaintea mea Daniel, numit Belșațar, după numele Dumnezeului meu, care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. I-am spus visul și am zis, Belșațare, căpetenia vrăjitorilor, știu că tu ai în tine Duhul Dumnezeilor sfinți și că pentru tine nicio taină nu este grea, deci tâlcuiește în vedenile pe care le-am avut în vis. Tot din Daniel 5:7, împăratul a strigat în gura mare să-i se aducă cititori în stele, haldei și ghicitori. Din nou n-a putut nimeni să dea tâlcuirea și apoi în 7:1, doar vă rog, în anul din tâia lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedenii în mintea lui pe când era în pat. Nu știu câte au fost vise, câte vedenii. În urmă a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie. Chiar ar fi indicat pentru noi acum în Biserica Nouă Testamentală să rugăm pe Domnul să dea oamenilor vise și tâlmăciri temeinice. Și de asemenea să ne dea tuturor celorlalți vise ca sfat și înștiințări pentru viața noastră de zi cu zi și să ne păzească de vise de ale diavolului. Și de asemenea să se limpezească, dar asta numai în funcție de trăirea noastră, visele cu caracter uman. Acum în Geneza 20, un vis pentru viața normală, neavând caracter profetic, care l-a primit Abimelec. Seamănă într-un fel visul acesta cu visul lui Iosif, numai că aici a spus, n-o lua pe asta de nevastă. Ar fi bun să viseze băieții noștri așa, pe care să o ia și pe care să nu o ia. 20 cu versetul 3. Atunci Dumnezeu s-a arătat noaptea în visul lui Abimelec și a zis, iată, ai să mor din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat. 6. Dumnezeu i-a zis în vis, știu și eu că ai lucrat cu inimă curată, de aceea te-am și ferit să păcătuiești împotriva mea. Iată de ce n-am îngăduit să te atingi de ea. Cui arată Dumnezeu vise? Așa am citit în Iov, că le dă la toți câte 2-3. Dar dacă nu ții cont de vise și de Dumnezeu și de călăuzirea lui, cu al patrulea nu știu când te întâlnești. Dar dacă ești dispus ca Iosif să ții cont, Dumnezeu îți poate rezerva harul acesta să te înștiințeze în momente cheie pentru viață. Și acest vis l-a salvat pe Abimelec, a salvat-o pe Sara, a salvat relația dintre ei și a fost binefăcător. Este rău când Dumnezeu nu-ți mai vorbește. Vă amintiți de Saul? 1 Samuel 28:6. Dumnezeu nu-i mai vorbea nici prin vise, dar nu-i mai vorbit nici prin Urim, nici prin proroci. Deci, într-un fel, are o legătură. Dacă Dumnezeu îți vorbește, mai cu seamă cum a fost Saul într-o poziție de conducere și avea nevoie de o călăuzire din partea lui Dumnezeu. Nu vrei să-ți vorbească Dumnezeu prin cuvânt, nu vrei să-ți vorbească prin proroc. Ei, Dumnezeu nu ne vorbește doar cum vrem noi. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. El alege modalitatea de a se descoperi. Și un ultim caz, 1 Împărați capitolul 3. Vedeți, în Biblie sunt scrise doar visuri sfinte. Eu cel puțin nu știu în Biblie vreun vis de-a diavolului. Nici dumneavoastră să nu le rețineți. 1 Împărați 3:5. La Gabon, Domnul s-a arătat în vis lui Solomon. Dar când? După ce a adus jertfe înaintea Domnului. Și Dumnezeu i-a zis, cere ce vrei să-ți dau. Gândiți-vă acum, dacă a fost în vis, n-a fost în realitate. Asta înseamnă că asta era pe inima lui Solomon. După cum flămândul visează că mănâncă, păi Solomon înseamnă că tot de asta era flămând și asta dorea în duhul lui. Doar nu l-a trezit Dumnezeu și el s-a gândit, băi, dacă Dumnezeu mă sesizează, hai să ceri ceva bun, să pozez. Nu, nu visești ce vrei. Dacă te trezești, nu-i mai vis. Asta era în duhul lui, asta îl marca pe el. Doamne, asta aș vrea.
Și visul a izvorât din realitatea sinceră a Duhului lui. Și Dumnezeu a vorbit atât de frumos încât spune versetul 10, cerea aceasta lui Solomon a plăcut Domnului. Versetul 15, Solomon s-a deșteptat la final, acesta a fost visul. S-a înfățișat înaintea Domnului și din nou i-a adus jertfe. Deci, într-o noapte cu vis de la Dumnezeu, trebuie o jertfă înainte și una după aceea. Și un duh curat ca să poată pune Dumnezeu ceva bun acolo. Psalmul 90, versetul 5. Îi mătur ca un vis, iar visele care vin din partea lui Dumnezeu, să înțelegem că sunt o preocupare non-stop a lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu este interesat de noi, nu numai ziua. Și se ocupă de noi schimbul întâi și schimbul doi. Dacă la 11 ne culcăm, gata, e liber și el. Dumnezeu este preocupat zi și noapte de noi. Și în preocuparea lui, cum am citit în Iov, ne dăm științări. În preocuparea lui, se ocupă de noi. Vedeți, pe parcursul Bibliei sunt atâtea stări în care Dumnezeu s-a ocupat de oameni. Am amintit din Matei 2 despre Iosif, felul cum Dumnezeu l-a condus într-un fel și într-altul. Visele, majoritate, sunt o reflectare a imaginilor și trăirilor noastre de ziua noaptea. Sunt altele care vin de la Domnul, caracter profetic sau general pentru viața noastră, și diavolul are și el drept într-o anumită măsură să ne necăjească. Visele, chiar dacă au anumite interpretări generale, în mod special fiecare vis are codul lui. Cât privesc visele profetice, au valoare de prorocie. La celelalte, trebuie să fim atenți, să trăim sub o călăuzire a Domnului ca să le putem înțelege, prelua. Dumnezeu se poate introduce chiar în probleme mărunte ale vieții noastre, să ne călăuzească, îngerii care sunt pe lângă noi să ne înștiințeze, iar visurile din partea Domnului să le anulăm, să fie date cu mătura atât prin trăirea noastră cât și prin atitudinea noastră de după aceea. Daniel 2 cu 29 și 30. În patul tău, împărate, în patul tău, frate și soră, îți vin în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi sau au fost. Și cel ce descoperă tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Adică Dumnezeu. Însă dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului tâlcuirea ei și să afle ce-ți dorește inima să știi. Iată ce definiție avea Daniel pentru domeniul vise. Știi de ce vin astea? Te-ai gândit. Și Dumnezeu a văzut că tu te gândești și a vrut să spună el ce va fi. Că tu cu gândurile tale, Nebucadnețar, nu răzbești viitorul. Dar Dumnezeu a vrut să-ți arate. Dar asta nu înseamnă nici pentru cel care interpretează vise, că el are știu eu ce abilități native. Nu, ăsta e un har de la Dumnezeu. Ce spunea Iosif? Nu, tâlmăcirile sunt ale lui Dumnezeu. Dea Domnul să fie visurile tot al lui pentru noi, tâlmăcirile tot de la el să vină și să visăm dumnezeiești. Domnul să ne ajute. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.